Începând cu 2023, Uniunea Europeană oferă sprijin Agenției Naționale pentru Siguranța Alimentelor din Republica Moldova pentru creșterea capacităților de monitorizare a rezidurilor în hrană pentru animale și produse de origine animală. Proiectul îmbunătățirea conformității cu standardele prin creșterea capacităților naționale de monitorizare a rezidurilor. Implementat de UNIDO, contribuie semnificativ la acest efort. De la lansarea proiectului, ANSA a beneficiat de echipamente noi, sesiuni de instruire și sprijin pentru acreditarea metodelor de testare. Aceste măsuri îmbunătățesc capacitatea laboratoarelor de a detecta pesticide și reziduri de medicamente veterinare, aliniindu-se la standardele europene. În plus, un studiu intitulat Analiza capacităților instituțiilor Sistemului Național de Infrastructură a Calității a fost elaborat pentru a sprijini dezvoltarea planurilor de acțiuni și a strategiilor naționale. Aceste măsuri susțin Moldova în atingerea obiectivelor pentru pregătirile de aderare la piața unică europeană.